Bun găsit, sunt Șerban Stănescu și vreau să fac o scurtă introducere la partea a doua a seriei de filme Dieta Hiperhidratată, cel de-al treilea film, care este compus din două părți, datorită dimensiunii mai mari. Prima parte a fost publicată ieri. Astăzi vreau să fac o scurtă introducere. Deci sunt în ziua 113 cu dieta hiperhidratată. Este 11 septembrie 2014 și, după cum se vede, totul este ok. Merg mai departe. Sunt din ce în ce mai convins că este calea corectă. Am vrut să spun câteva cuvinte într-un decor cu ceva mai multă verdeață și am umblat puțin prin oraș să găsesc un loc mai liniștit care să-mi permită să am o coloană sonoră acceptabilă. După cum se vede, am în spate o grădiniță. Suntem încă printre blocuri, dar iată că se poate găsi un colțișor cu un alt aspect atunci când vrem. Despre această parte a doua a filmului am să spun foarte puține. Introducerea vreau să fie totuși foarte scurtă. Există încă suficient material video care este deja filmat, așteaptă să fie montat. Și ceea ce vreau să subliniez în această introducere este felul în care trebuie să privești materialele filmate. În partea de început vei vedea, ca să spun așa, prologul, zilele, câteva filmări făcute în zilele de început, când mă pregăteam să intru în dieta hiperhidratată. Este vorba de colțișor de natură, o filmare făcută la izvor, cu păpărișul, filmare despre care am văzut. În primul episod ai văzut o filmare făcută, cred, în ziua 90 sau poate mai curând, ziua 80, am uitat, în sfârșit e mai puțin important, cred că în ziua 80 totuși, unde ți-am prezentat păpărișul deja crescut măricel și vei avea ocazia să mă auzi vorbind, spunând câteva cuvinte acolo în pădure la izvor. Vei vedea cam cum vedeam eu lucrurile în acele momente ale începutului și spre sfârșitul acestei părți 2 vei auzi o înregistrare făcută în ziua 99. Astăzi, cum am spus, este ziua 113, este 11 septembrie 2014 și în continuare merg cu această strategie alimentară către, vom vedea ce anume. Oricum, ce pot să spun este că am reușit să mă stabilizez pe vibrația fundamentală a apei, foarte posibil undeva la nivelul 9, deci subdiviziunea apă a acestei vibrații fundamentale. Sunt în total 49 de subdiviziuni. Spun aceste lucruri pentru cei care vor să meargă cât mai departe, pentru că există foarte mulți oameni interesați de postul cu apă, iar postul cu apă este o metodă de o brutalitate extremă, mai ales pentru un începător. Cei care se aventurează undeva în necunoscut fără a avea pregătirea minimă necesară se expun unor riscuri de care sunt foarte puțin conștienți. Este de fapt și motivul pentru care media face atâta tevatură pe seama postului cu apă. Este vorba de foarte multă ignoranță, foarte mult entuziasm, care cuplate împreună conduc la rezultate catastrofale. Ca orice lucru făcut în necunoscut, există pericole. Aceste pericole, fără îndoială, țin de ceea ce se întâmplă aici. Este vorba de gradul de pregătire psihomentală. Am abordat în prima parte a filmului câteva aspecte legate de tiparele mentale, de vibrațiile fundamentale, de pregătirea psihomentală. Sunt lucruri extraordinar de importante. Din păcate,
volumul de informații care trebuie transmis este uriaș. Eu sunt totuși un singur om și am și eu o serie de priorități cărora trebuie să le dau satisfacție pentru a putea să pășesc cu grijă și cu siguranță către acel obiectiv pe care mi l-am propus. În esență este vorba de calea către sine. Este singura expresie care cred că reflectă foarte bine ceea ce fac eu și pentru toți cei care vor să ajungă la ceea ce se numește sine, să treacă dincolo de straturile multiplelor iluzii în care trăim, să facă acel salt în conștiință despre care se vorbește din ce în ce mai mult. Dieta hiperhidratată este o soluție, de vreme ce am reușit să ajung într-un anumit punct și să recunosc anumite repere pe care le-au furnizat maestrii din toate timpurile, bănesc că oricine va avea curajul, determinarea necesară să se pregătească, să-și dezlănțuie creativitatea, deci mai mult decât atât, să-și dezlănțuie creativitatea, vom obține rezultate tot așa cum am obținut și eu, fără să apară evenimente, hai să spun, neplăcute. Pentru că, din păcate, pot apare evenimente dureroase. Există cazuri, există cazul destul de mediatizat al unui yoghin care, după 10 zile de post cu apă, a mâncat iaurt și a murit. Mie mi se pare o absurditate chestia asta. Mie mi se pare că titlul de yoghin este absolut nepotrivit pentru acel personaj. Acel personaj, în opinia mea, era un ego hipertrofiat care și-a închipuit că dacă o să spună că e yoghin, o să capete o anumită aură de glorie, va intra în istorie sau mai știu eu ce și-a închipuit el atunci. Ce pot eu să vă spun este că eu am ținut de-a lungul anilor multe posturi cu apă mai scurte. Probabil cele mai multe au fost posturi de o zi, a fost o perioadă de câțiva ani când am ținut în fiecare zi de vineri post cu apă, iar în unele dintre ele post negru, adică post fără mâncare și fără apă. Fac precizarea pentru că foarte multă lume confundă postul cu apă cu postul negru, sunt chestiuni diferite. Postul cu apă îți modifică vibrația, deci frecvența medie de vibrație personală de pe vibrația fundamentală pe pământ, pe vibrația fundamentală apă, în vreme ce postul negru, adică postul fără mâncare, fără apă, îți modifică vibrația fundamentală de pe pământ direct pe vibrația foc, ceea ce este un salt nepermis și se sancționează de către legile naturii cu tot felul de, hai să spun eu, consecințe, unele dintre ele pot fi terminale, adică moarte. Deci, atenție, cine se joacă cu aceste instrumente de autocunoaștere, e bine să o facă în cunoștință de cauză, să meargă cu pași mici, pentru că în natură schimbările mari se fac cu pași mici. Ok, asta am avut de spus, mă opresc aici, pentru că filmul oricum este destul de lung, e posibil ca și acest episod să ajungă undeva în zona 60 de minute. M-am uitat în fugă peste materialele filmate. Oricum e vorba de mai mult de 25 de minute, poate chiar 30 de minute. Și în funcție de ce va rezulta de la montaj, probabilitatea să depășesc 30 de minute este destul de mare. Ok, la revedere. Eu vă urez succes tuturor celor care vreți să mergeți la un alt nivel de înțelegere a lumii. Ce pot să vă spun ca ultime cuvinte? Cândva am întâlnit în câteva cărți scrise de niște maestri spirituali, în special tibetani, și au fost preluate aceste cuvinte de foarte mulți autori, care spun așa: evoluția spirituală înseamnă să pleci dintr-un punct, să faci un ocol mare, circular, până ajungi în punctul de unde ai plecat, iar în momentul când ajungi în punctul în care ai plecat, să vezi totul ca și cum atunci te-ai fi născut. Și vă rog să mă credeți că realitatea pe care o văd eu acum, din această zonă de tranziție, ca să spun așa, de la vibrația fundamentală pământ la vibrația fundamentală apă, îmi creează senzația că știu unde sunt, totuși am impresia că
totul este atât de schimbat încât uneori îmi pun întrebarea, de fapt, unde sunt? Sunt conștient că sunt în același punct și cei care veți avea curajul să mergeți mai departe de, hai să spun așa, acumul în care vă aflați, veți vedea că realitatea, așa cum o percepem de pe vibrația fundamentală Pământ, este absolut identică cu ea însăși, indiferent de pe ce vibrație fundamentală o percepem. Ceea ce este diferit este ceea ce percepem noi. Cu alte cuvinte, dacă vreți să percepeți o realitate de complexitate mai mare, schimbați-vă frecvența personală de vibrație. Aceasta este semnificația, mântuirea este personală. Voi înși vă trebuie să luați decizia și să o puneți în aplicare, și anume aceea de a vă modifica frecvența de vibrație, de a vă acorda pe o frecvență superioară, care vă va permite să vedeți cu totul altă realitate. Ok, la revedere, vă spune Șerban Stănescu și vizionare plăcută în continuare. O zi faină. Și namaste. Salut, sunt Șerban Stănescu. Am vrut să vă arăt câteva imagini de la izvor. Este locul de unde vin să beau apă pentru băut și locul unde încerc să mă descarc de mizeriile din oraș, atât cât e posibil. Vă recomand și vouă să mai faceți din când în când câte o plimbare. Există posibilitatea uneori să eviți tensiunile colosale care se generează prin activitățile umane de tip citadin. Vă spun asta pentru că vremele s-au complicat și e bine să învățați să vă acordați la frecvențele fundamentale ale Pământului, apei, aerului. În sfârșit, vă zic o zi bună. Șerban Stănescu. Este 25 mai 2014. Sunt din nou la izvor, am venit să iau apă. Și sunt în cea de-a treia zi a dietei hiperhidratate. Este a doua ediție, ca să spun așa, prima fiind derulată în anul 2008, intervalul februarie-august, deci câteva luni consecutive. Debitul izvorului calculat este de circa 14,5 litri pe minut, ceea ce e un debit destul de bun, zic eu. Mai există un izvor mai bogat decât acesta, dar este mult mai departe, cam la o jumătate de oră de mers de aici, aproximativ. Apa, acest compus atât de simplu și totuși vital pentru existența formelor de viață pe care le cunoaștem. Organismul uman conține aproximativ 80% apă, după unele opinii 78%. Mă aflu lângă un stejar dintre
puținii care au mai rămas în picioare. Cândva era o pădure foarte deasă de stejar aici. Dar o anumită subspecie, specie Homo, se numește subspecia Homo raptor raptor, a avut nevoie. A nevoie, a venit atât și asta e. Adică asta e ce a mai rămas. După cum vedeți, mai sunt câțiva stejari răzleți, în rest sunt toți etari. Îmi lipsesc cunoștințele așa aprofundate de botanică, deci denumirea științifică a oțetarilor îmi scapă, dacă am știut-o vreodată. Aici este un păpuriș superb. Momentan este încă în creștere, dar în momentul când apare fructul arată grozav. Poate mai încolo, peste vreo 2-3 luni, când fructificarea va fi chiar vizibilă, o să vin și o să filmez aici. Iată cam cum arată o pădure care are mai mulți stejari în ea. O pădurice, pădure, e mult spus totuși, o pădurice, câteva zeci de arbori. Vrei să vezi câtă apă cumpăr? Păi cum, trebuie măsurat, cântărit, cronometrat, tot. Măsurează, măsurează. Mai dai o sticlă, te rog. Dieta hiperhidratată, ziua 91, sunt din nou la izvor, de data asta cu surioara mea, pe care am prezentat-o în secvențele anterioare. Oana se numește și a venit, n-am văzut și noi după vreo 5 ani și ceva. Și am zis, hai să ne plimbăm puțin în natură, că e frumos aici la izvor. Mă simt foarte bine, am ridicat concentrația de la medie de 0,5%, undeva în zona 5%, 4 și ceva. Deci cam astea ar fi noutățile pentru ziua 91. Să povestim despre verde și iarbă, nu? Da. Fain. Și despre suflet. Da. Verde. Păi sufletul se ține verde cu verdeață. Depinde. Ce înțelegi prin verde? Ce înseamnă verde? Da, Ioana, surioara mea, cum v-am zis. Pupici. Și de la mine și de la mulți, Monica. Mulți, mulți pupici, așa. De la, pe Monica o să o vedeți în curte, cam peste, să zicem, vreo 2 luni și un pic, o să filmăm împreună. Dar nu o să mai fie verde? E, da, o să fie ruginiu. Dăm apă, să pun apă. Ok. Dieta hiperhidratată, ziua 99. Astăzi am vrut să fiu mai hărnicus puțin și
Am vrut să-mi pun în practică un exercițiu de creativitate care țineam la el mai de mult timp, și anume să fac gem de roșii. Am să subliniez acum că dieta hiperhidratată este totuși un exercițiu de creativitate. Și libertatea de mișcare este practic totală. Deci fiecare este binevenit să-și conceapă propriile rețete, să le testeze, până la urmă este un joc. Instrumentele de bază sunt alimentele și corpul nostru. Și prin intermediul acestui joc urmărim să conștientizăm atât tiparele mentale cu care operăm, cât și ceea ce se petrece atunci când această informație intră în organismul nostru, în ființa noastră, de fapt, pentru că odată cu alimentele introducem cantități uriașe de informații care sunt procesate la diferitele nivele ale ființei. Altfel, ce aș putea să spun, primele 10 zile ale dietei hiperhidratate seria 2, deci zilele 90-100, 91-100 propriu-zis, le-am dedicat unui regim mai lejer, am făcut un calcul aproximativ al concentrației în solide și m-am încadrat undeva în zona 6 sau 7%. O să public de altfel într-un articol niște date concrete. M-am stabilizat undeva în zona 69-70 de kilograme. Avusesem tendința de a coborî sub 68 de kilograme. Au fost câteva cântăriri care au fost 67 și ceva. Și pentru că totuși mentorul meu în materie de post cu apă mi-a recomandat să urmăresc o evoluția scăderii în greutate de maximum 3,5 kg lunar, m-am gândit că, având în vedere volumul mare de experiență al acelui om, faptul că avea studii universitare, doctorat, fusese profesor universitar, ulterior liceu, director de liceu, și mai ales faptul că avea o specializare mai deosebită, și anume dendrologie, deci se ocupa cu agricultura așa cum se făcea cu multă vreme în urmă și știa multe secrete ale agriculturii. Are și un manual, dacă mi-aduc bine aminte, cam așa gros, cam cât un volum de Nenițescu, poate chiar două, am uitat amănuntele, sunt ceva de atunci. Și dat fiind faptul că mentorul meu mi-a recomandat această valoare, am zis totuși să caut măcar să conștientizez de ce mi-a recomandat această valoare. E bine, o să discut detaliat pe site-ul www.școala-zenla.net de ce anume. Este vorba de schimbarea tiparelor mentale. Deci una dintre cauzele pentru care apar incidente, uneori foarte grave, în cazul celor care postez cu apă, este datorat schimbării bruște a unui foarte mare număr de tipare mentale, fără a lăsa ființei timpul necesar să proceseze în ritmul ei propriu aceste noi informații, să refacă anumite, hai să spunem, procese funcție de noile tipare mentale. E ca și cum am schimbat brusc o grămadă de softuri la calculator fără să-l restartăm. E mai dificil de făcut paralela cu calculatoarele. Ar trebui ca cei care ascultă o astfel de paralele să aibă cel puțin 15 ani de experiență atât în service software cât și în service hardware. Deci o să trec peste detalii. Ideea este că un calculator, pentru a funcționa corect cu toate softurile, trebuie resetat, chiar dacă este vorba de Linux. Sunt foarte multe argumente, sunt foarte multe lucruri care trebuie foarte clar înțelese pentru a putea continua discuția mai în amănunțime. În principiu, ceea ce trebuie reținut este că organismul are nevoie de timp să reînvețe să folosească noile
surse de carburant, de energie, de noul combustibil pe care noi îl furnizăm, indiferent că este vorba de o formă de combustibil sau alta. Una peste alta, deci m-am stabilizat, să spunem, undeva în zona 70 de kilograme, ceea ce înseamnă că am slăbit 17 kilograme în mai puțin de 100 de zile, cu tendința de a slăbi spre 20 de kilograme pe care am reușit să învăț să o temperez, cum spuneam, o concentrație de aproximativ 6% în solide. Asta înseamnă, de exemplu, dacă mănânc hrană 1 kilogram, înseamnă că 60 de grame sunt conținut în solide, așa cum am explicat în articolul dedicat concentrației în solide. De asemenea, dacă mănânc 2 kg, 120 de grame și așa mai departe. Deci la o medie de, hai să spun, 3000 de grame, ar însemna 180 de grame de hrană solidă. De altfel, în articolul pe care aminteam că îl voi publica, voi arăta și concentrații și cantitățile de hrană echivalent solid pe care le-am consumat pe un interval de 10 zile, s-ar putea să intereseze pe foarte multă lume, pentru că implicațiile sunt foarte largi și foarte profunde. Așa cum spuneam, dieta hiperhidratată este înainte de toate o strategie, dar pe de altă parte este un exercițiu de creativitate în care fiecare este liber să conceapă. Am făcut această precizare în special pentru prietenul meu Flavian Dumitrescu, pentru care am tot respectul pentru experimentele pe care le face și le conduce, și pentru grupul de oameni care au îmbrățișat ideea de a experimenta cu acest hardware care se numește corpul omenesc și care mi-a adresat o întrebare la un articol de parcă de ce să mănânci hrană lichidă. Mi-a adresat o întrebare privitoare la rețete. Fără îndoială o să public rețete, aveam în minte lucrul ăsta, dar vreau să fac această precizare care mie mi se pare esențială. Dieta hiperhidratată este un exercițiu de creativitate individual. Deci, dacă vrei să urmezi dieta hiperhidratată, dezlănțuie-ți creativitatea. Mănâncă ce vrei cu două condiții. 2 litri de apă în afară de ceea ce consumi. Deci 2 litri de apă ca atare, apă de izvor sau apă din fântână. Și o să intru în amănunte acolo pe site de ce această apă. Fără apă plată. Poți să folosești și apă plată, dar așa cum am spus, folosești tehnica prezentată în exercițiul de iluminare. Sunt 4 articole, 4 variante ale unei și aceeași tehnici în fond, dar cu aplicații diferite. Hai să spunem 4 rețete diferite. În acest context, deci prima, hai să spunem, restricție este peste 2 litri de apă pe zi, dacă adunăm și apa conținută în alimente, care în cazul meu este undeva în zona 2700-3000 de grame de hrană zilnic, uneori mai mult, 4500-5000, dar atât cât am reușit să am date coerente și sistematice, deocamdată pe aici pe undeva se învârte media. Deci 2 litri de apă plus restul calculat din alimentele pe care le diluăm cu apă. Și în afară de acest aspect, conștientizare. Deci cântărirea fiecărui component pe care îl inclus în alimentație are rolul de a te ajuta să conștientizezi ce cantitate de hrană consumi. S-ar putea să ajungi la niște concluzii șocante, cum eu însumi am ajuns. În momentul de față mănânc de aproape 15 ori mai puțin. Mă abțin să fac alte considerente, dar dacă mă gândesc la acum câțiva ani în urmă, cred că mănânc de 30-40 de ori mai puțin acum decât atunci. Singurul efect notabil este faptul că am slăbit cele 17 kg de care aminteam. Altfel mă simt bine. Există o problemă pe care deja am început să o clarific, și anume orientarea în spațiu. Deci am probleme de orientare în spațiu. Am avut nevoie de circa 10 zile să mă focalizez asupra subiectului ca să înțeleg ce se întâmplă. Foarte pe scurt am să spun că pentru cine este notător e ușor de înțeles.
Atunci când înotam, deci cu câțiva ani în urmă, pe vremea când înotam în Marea Neagră, aveam obiceiul să merg undeva între 1 km și 2 km dus, deci între 2 și 4 km, asta înseamnă undeva între 4, 6 ore, 7 ore, 8 ore, deci cel mai mult am notat timp de 10 ore, mi-e greu să spun, cert e faptul că am avut un incident cu grănicerii, unde m-am simțit destul de prost, ei probabil și-au dat seama că mă vor pune în dificultate cu chestia asta, au făcut mișto de mine, mi-au zis, băi, ne-am uitat cu binocul după tine, și dracu te-ai mai întors înapoi, că mai aveai puțin și ajungeai la turci. Mie mi-a căzut destul de greu la stomac mișto pe care l-au făcut, dar am reținut ideea că m-am dus cam departe. Deci mi-au spus-o într-un mod amuzant și am reținut-o ca atare. A, bine, erau și, a fost în primele 2-3 zile, aveam mici incidente cu salvamarii până s-au lămurit că știu să not, că not cu orele și așa mai departe. Ce se întâmpla la întoarcere? Aveam mari dificultăți să mă simt pe picioare. Deci cădeam de 5, 6, 7, 10 ori, trebuia să mă ridic, mă clătinam pe picioare. Asta datorită faptului că organismul în aceste ore de postură orizontală pe de-o parte, pe de-altă parte deplasare într-un mediu cu densitate diferită, și o să ajung, o să vorbesc în articole despre vibrațiile fundamentale, pământ și apă, pentru că despre asta este vorba. Deci, modificând prin intermediul acestei forme de post frecvența medie de vibrația mea, automat am intrat în zona altor tipare mentale. Deci am trecut de la tiparele fundamentale ale vibrației fundamentale pământ la tiparele mentale ale vibrației fundamentale apă. Ca prim efect este firesc ca corpul meu să resimtă mediul înconjurător mai dens decât îl simțeam când eram acordat pe vibrația fundamentală pe pământ. Da? Deci pământul când se freacă e o chestie. Apa când se freacă de pământ sau de o stâncă e o altă chestie. Cine poate să înțeleagă ce am vrut eu să spun? Ok. Altfel, mai există varianta practică, adică faceți ce fac eu și veți descoperi că după, în cazul meu, după vreo 40 de zile, o să începeți să aveți probleme de echilibru, de orientare în spațiu. De ce? Pentru că va trebui să vă însușiți noile tipare și să reînvățați să vă orientați în spațiu, să vă păstrați echilibru și așa mai departe. Toate aceste simptome bizare trec drept boală, din păcate. Este unul dintre motivele pentru care foarte mulți oameni care țin post cu apă ajung la spital. Adică degeaba. E, sper ca pe măsură ce voi publica articole legate de tiparele mentale, de vibrațiile fundamentale, pământ, apă, foc, aer și așa mai departe, acașa, sunet, timp, spațiu, am enumerat la alimentele fundamentale și voi lua pe rând vibrațiile fundamentale și voi spune câteva cuvinte despre caracteristicile de bază ale fiecăreia. Fiecare dintre aceste vibrații fundamentale, bineînțeles că este guvernată de un set de legi fundamentale asociate, spre exemplu vibrația fundamentală a pământ este asociată cu legile solidelor, pe care le cunoaștem în cea mai mare parte din fizică. Sunt unele care ne scapă, probabil că pe măsură ce vom accede la frecvențe de vibrație personale, deci benzi superioare de vibrație, noi ca ființe, vom ajunge să descoperim aceste legi la modul foarte simplu, practic, prin mișcările pe care le efectuăm, interacțiunile cu mediul și așa mai departe. Bun, deci revin, în ziua 99, după cum vezi, stau destul de bine. Am descoperit de pildă că cu undeva în zona 200-400 de grame de hrană solidă pe zi se poate trăi foarte bine, pot să mă mențin la o anumită greutate pe care mi-am stabilit-o eu și prin tipare mentale și prin interacțiunea dintre mediu, prin mijlocirea hranei și ființa mea. Deci am descoperit că vehiculul meu poate fi dotat și cu ambreiaj și cu schimbători de viteze și cu frână și cu accelerație. E, acum rămâne să învăț cum să folosesc eu toate instrumentele astea, astfel încât să ajung cu viteza cu care vreau, să admir și peisajul, pentru că pe mine și asta mă interesează, să admir, să spun așa, la ralanti toate schimbările astea, să le conștientizez cât mai profund, astfel încât să pot să convertesc în cuvinte, bine, și în sunete, în vorbire liberă,
această experiență pentru toți cei interesați să se joace cu alimentele, cu alimentația, cu regimul alimentar și cu corpul lor și în ultimă instanță să se descopere pe ei înșiși. Deci reiau ideea de bază. Dieta hiperhidratată este un exercițiu de creativitate menit să te ajute să te descoperi pe tine însuți. Nici de cum să memorezi niște rețete pe care ți le dau eu sau le copiezi sau le găsești pe undeva. Orice rețetă reprezintă o colecție de tipare mentale aplicate asupra unor materiale, dar acele tipare mentale sunt 100% sau parțial ale autorului rețetei. Deci dacă vrei să experimentezi visele altcuiva, sigur că da, e și asta o posibilitate, dar dacă vrei să experimentezi propriile tale vise și să vezi până unde poți să visezi și ce rezultă când aplici tiparele mentale pe care le-ai visat în practică pe tine, singura soluție e să-ți concepi cu cât mai multă originalitate propriile rețete. Cum spuneam însă, există pe blog, pe site-ul www.zenlanet, școala Zenlanet, există o secțiune acolo la secțiuni care se numește pur și simplu hrana lichidă, rețete. Deci dieta hiperhidratată, hrana lichidă, rețete. Accesând acea secțiune, vei găsi o serie de rețete, dar scopul pentru care le public este cu totul altul decât acela dacă tu să le copiezi. Inspiră-te pur și simplu, lasă-ți imaginația să zburde. Pune pe hârtie rețeta, sucește-o pe toate fețele, mai adaugă, mai scoate, gramaje, compoziție. Există niște reguli pe care chinezii le respectă și am apreciat și am testat acest lucru. Spre exemplu, un fel de mâncare este bine să aibă maximum 4 componente. Dacă eliminăm apa, mai rămân 3. Deci, idealul, deci dacă vrei într-adevăr să vezi efectul unui aliment, spre exemplu, ții post cu apă și polen. Asta este o idee, dar asta e o rețetă universală. În loc de polen poți să pui pepene galben, poți să pui miere, poți să pui ce vrei. Da? Deci în sensul ăsta eu voi da o serie de rețete. Vor fi mai multe, vor fi mai puține. O să văd în funcție de timpul disponibil și de ceea ce sarcini curente am eu în fiecare zi. O să văd în ce măsură pot să public și rețete. Acum dacă o să fie 100, dacă o să fie 1000, dacă o să fie 5000, vom vedea. Totul e o chestiune de timp. Oricum, rețete am destule și aici și cele pe care le-am practicat. O să public foarte probabil înainte de toate acele rețete pe care le-am folosit în acest interval de 100 de zile și îmi exprim speranța că măcar o orientare generală a ceea ce am gândit eu ca interacțiune între ființa mea și mediul în care evoluează acest ego, că de fapt asta este ego, cutia asta se numește de fapt ego. Puțin înțeleg însă lucrurile în felul ăsta, tot din motive de ego foarte dens. Da? Deci cutia asta este ego-ul cu care ne manifestăm în lumea solidelor și într-o anumită măsură în celelalte lumi mai puțin vizibile pentru majoritatea. În special pentru cei foarte, foarte atașați de tiparele mentale ale vibrației fundamentale pe mod. Ok, eu cred că am spus deja destule pentru un jurnal zilnic. Astăzi ți-am zis, am făcut o șmecherie, o idee de-a mea mai creață ca multe dintre ideile mele. Ceva între sirop și gem de roșii, să vedem ce o să iasă, că în funcție de viscozitate, o să mă lămuresc și eu ce, sau poate dulceață în sfârșit. Ideea e ca formula așa ar fi cam gem. Adică e mai puțin zahăr și mai mult suc de roșii. Acum să vedem cât am răbdare să-l fierb ca să se mai crească pe de o parte, pe de altă parte cu cât îl fierb mai mult, cu atât distrug mai multe. Deci e un compromis care trebuie să-l fac și aparatele de măsură, deci o să zic, aoleu, gata, ajunge cu fiertul. Ok, eu sper că te-am amuzat puțin măcar cu ideea asta a mea cu gemul sau dulceața de roșii sau siropul de roșii. Sunt tare, tare curios să văd, este o idee care o clocesc, să spun așa, de vreun an de zile, dar mi-a venit nițeluși cam peste mână să trec peste tiparele mentale ale bucătăriei clasice
Și am zis în final, dom'le, dacă am mâncat gem de dovleac, dacă am mâncat dovleac copt, dacă am mâncat și așa mai departe, deci am mai făcut și altele, am făcut, de exemplu, țelină coaptă, am copt-o și cu miere, în sfârșit am făcut multe jumbușlucuri de-astea alimentare de-a lungul anilor, iar în Grecia mi-am dat drumul ca mea materie primă la dispoziție din belșug și am mai făcut și câteva idei crețe pe acolo. Am avut și ajutor, adică Monica îmi ține hangul și aici ne-am înțeles foarte bine, ne place să inventăm tot felul de chestii așa ad hoc, pe loc, adică, și să vedem ce iese. Prin ce se deosebesc siropurile, gemurile și dulcețurile pe care le fac, o să spun într-un episod separat și cred că am să scriu mai curând un articol. În esență este vorba despre faptul că aceste produse sunt unice. De ce? Foarte simplu. Spre deosebire de ce se găsește în raft într-un supermarket care conține tipare mentale de avalma, frustrări, nemulțumiri și așa mai departe, aceste conserve făcute de sau de Monica sau chiar de tine conțin tiparele mele mentale așa cum le-am filtrat eu prin interacțiunile mele cu mediul. Da? Deci este foarte puțin probabil să conțină frustrările tuturor frustraților care se plimbă prin fața rafturilor cu buzunarele goale și visează să cumpere măcar un borcanel de 50 de grame de ceva și ies afară din magazin pentru că asta e viața și așa mai departe. Sau frustrările casierilor care se ceartă cu un client țâfnos și așa mai departe și așa mai departe. De aici încolo cred că ai suficient de multă imaginație să-ți dai seama cam câte evenimente au loc într-un supermagazin doar într-o zi. Și dacă ne gândim că s-ar putea ca acele borcane să stea o lună de zile pe raft, ori 30,5 zile în medie lunar, ori undeva la minim 12 ore de funcționare a magazinului, poate chiar mai multe, s-ar putea să constatăm că este imposibil să ne pricepem să citim valoarea acelor milioane de milioane de milioane de terabytes de informație care e înghesuită în acele borcane de avalma și atât de disonant, atât de distorsionat. Ok, am spus acum și despre conservele din comerț și cam ce valoare nutritivă au ele din punct de vedere informațional. Pentru cine vrea să lămurească cum e cu alimentația și informația, am scris un articol pe site-ul școlii Zenla și există un film care se numește Toxic, făcut de o echipă de români. Veți recunoaște acolo mulți oameni foarte cunoscuți, atât din viața publică, să spun așa, cât și din media, televiziune. Mă abțin să vă spun pentru că o poantă care îi spui, adică un banc care îi spui poanta de la sfârșit, e răsuflat. Deci vă las să vedeți și s-ar putea să vă schimbați foarte tare ideile despre ce înseamnă a mânca și mai ales diferența dintre a trăi pentru a mânca și a mânca pentru a trăi. Deci dieta hiperhidratată este concepută să te ajute să înveți să mănânci pentru a trăi. Până acum și eu, în cea mai mare parte a existenței mele, am trăit pentru a mânca. Deși mi-am dorit cu totul altceva, acum, în aceste aproape 100 de zile cu dieta hiperhidratată, am început să văd lucrurile de pe altă poziție, de pe o altă frecvență medie de vibrație și îmi dau seama că atâta timp cât am putut să trăiesc cu undeva, să spunem, la o medie de 300 de grame de hrană solide pe zi față de undeva la 5 kg cât mâncam pe vremea când eram student, e o diferență. Da? Deci de la 300 de grame la 5.000 de grame. Dacă facem un calcul procentual, s-ar putea să ne apuce groaza pe toți. Sunt oameni care consumă 14-15 kg de hrană pe zi. Mă abțin să vă spun cine, dar îi vedeți pe stradă și știți care sunt. Ok, pentru ziua de astăzi, cred că ajunge. Îți mulțumesc pentru atenție și te invit să cugeți, nimic altceva, doar să reflectezi, adică să recepționezi această informație și să o prelucrezi, să o prelucrezi după standardele tale, după tiparele tale mentale și să tragi ce concluzii vrei. Ca să glumesc puțin, te gândești că eu sunt Morpheus și am pus în față două pastile, una albastră și una roșie. Pe albastră dacă o iei, adică dacă ignori ce spun eu, o să te trezești în patul tău fără să-ți aduci aminte ce am spus eu. Dacă o iei pe aia roșie, s-ar putea să te hotărăști să vii alături de mine
Și ai să descoperi țara lui Alice. Acea țară minunată, în care orice minune este posibilă, magia este ceva care face parte din mediul de viață. Ok. Astăzi este joi, 28 august 2014, dieta hiperhidratată, ziua 99 și merg înainte.